Domnilor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Elector. De data aceasta vorbim despre emisiuni de promovare electorală în ceea ce privește campania pentru alegerile parlamentare, pentru Parlamentul României, și alături de mine se află doamna Viorica Sandu, candidat din partea Partidului Social Democrat pentru Camera Deputaților, mai precis pe poziția a doua pe listă. Bună seara, doamna. Exact, bună seara și bine v-am găsit. Pentru că cred că mulți dintre călățeni vă cunosc, dar poate mai sunt unii care nu vă cunosc. Aș ruga să vă faceți o scurtă prezentare. Da, cu siguranță mă cunoaște foarte multă lume, dar o să încerc să vă zic lucruri pe care nu vi le-am mai spus când am venit la dumneavoastră. Deci, așa cum se știe, sunt economist de profesie, am absolvit Universitatea Alexandru Ioan Cuza, sunt expert contabil, expert evaluator. Am un masterat pe administrație locală și din 2018 sunt director general la administrația piețelor Galați. Eu apreciez că am ajuns la acest moment, la o așa zisă maturitate profesională, la un nivel de pregătire profesională și experiență profesională, care zic eu că mă determină și reprezintă o carte de vizită pentru a fi aici în fața dumneavoastră ca și candidat pentru Camera Deputaților. Această experiență rezultă atât din cei peste 20 de ani din funcția de director al unei societăți de interes local, dar și din cele 4 mandate de consilier județean. Fiind și ocupându-mă de ambele activități, am fost, vă spun sincer, din punct de vedere profesional, într-o permanentă dinamică și mereu provocată în activitatea mea profesională pe ambele pariele, pe ambele, să zic, sectoare de activitate. Sectoare care, domenii de activitate care la prima impresie ar putea pare că se suprapun, dar în realitate nu este așa. Și am să vă explic de ce. Administrația piețelor este o societate care se finanțează 100% din fonduri proprii. Iar administrarea acestei societăți mă determină, mă obligă să mă pun și să gândesc și ca un întreprinzător privat, pentru că de ce? Trebuie să ne gestionăm resursele, trebuie să rezistăm și trebuie să fim rentabili. Iar din punct de vedere al calității de consilier județean, al calității de președinte a Comisiei de Buget Finanțe de 3 mandate, am fost obligată ca în permanență să fiu în temă cu problemele reale pe administrația locală. Sunt un om de echipă și îmi doresc ca împreună cu ceilalți colegi parlamentari să susținem toate proiectele care țin de județul Galați și de dezvoltarea județului Galați. Pentru că tot ați vorbit despre echipă, ați putea să îi prezentați și pe membrii echipei pentru Camera Deputaților, cel puțin. Da, în primul rând vreau să vă zic că avem o echipă extraordinară, o listă de propuneri deosebită. Sunt oameni deosebiți și este o onoare pentru mine să îi prezint. Pe primul loc la Camera Deputaților este domnul Aurel Nechita, doctor, profesor universitar, și el este cel care a creat Facultatea de Medicină la Galați. A fost deputat acum ceva vreme și să nu uităm că a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, poate unul dintre cei mai buni secretari de stat, și de câte ori vine vorba de dumnealui, îmi place să spun că ar fi fost în aceste vremuri de haos total, ar fi fost un bun ministru al sănătății. Trebuie să amintesc eu, pentru că dumneavoastră cu modestie nu vreți să o faceți, că de fapt inițial dumneavoastră trebuia să fiți pe prima poziție și domnul doctor Nechita pe cea de-a doua, și la propunerea dumneavoastră locurile s-au inversat. Deci trebuie să știți că am fost 19 persoane care ne-am înscris pentru aceste 7 locuri apreciate, eligibile de către Partidul Social Democrat. Trebuie să știți că toți din cei 19 apreciez că suntem cu toții oameni valoroși și profesioniști și oameni deosebiți.
E adevărat, am fost și am trecut printr-un vot al Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, comitet din care fac parte, să zic așa, persoanele din linia întâi în ce înseamnă activitatea politică al unui partid. De ce spun asta? Pentru că de aici fac parte primari, în primul rând, președinții de organizații, parlamentarii, consilierii și o să rămân întotdeauna cu acel moment deosebit pentru mine în activitatea mea politică, atunci când am fost și în urma votului s-a văzut că sunt pe locul întâi. Dar ținând cont de situația în care ne aflăm, de problemele cu care ne confruntăm pe perioada asta de pandemie, de faptul că sănătatea este pe primul loc la ora actuală, de faptul că domnul Nechista este o personalitate în lumea medicală și un om valoros și deosebit, am considerat că este bine pentru lista Partidului Social Democrat să fie domnia sa pe primul loc. Marius Mărgărit, care este președintele Organizației de Tineret, a fost subsecretar de stat în Ministerul Transporturilor, a fost și este încă, pentru că este deputat, este în Comisia SRI, are calități deosebite, este ambițios, un tânăr de perspectivă și eu cred că va avea un viitor politic frumos. Pe locul 4, domnul Gădei, și este de remarcat la domnul Gădei, primarul Laurențiu Gădei, primarul orașului Târgu Bujor, că el, spre deosebire de noi, a mai trecut printr-un vot, și anume votul primarilor Partidului Social Democrat. Deci mai întâi a fost un vot al lor și ei și-au ales pe acel primar pe care îl doresc să-i reprezinte. Deci, după votul din partea primarului, a participat la votul acesta din partea Comitetului Politic al Partidului Social Democrat. Și apoi mai sunt, da, domnișor, avocat, nu, Andreea Nagar. Andreea Nagar, pe locul 5, un avocat în plină ascensiune, este consilier județean la al doilea mandat. Este vicepreședinta organizației de tineret și o persoană foarte implicată și o persoană care a obținut rezultate deosebite pe zona ei de care a răspuns și eficientă. Și pe locul 6, dacă nu mă înșel, o surpriză. Nu surpriză, pentru că Costea Marcela este... doamna Marcela Costea. Da, Marcela Costea este consilier local și consilier local al doilea mandat. A fost director la APDM, da? Economist și inginer și este un specialist pe proiecte europene. De ce v-ați dorit, de ce vă doriți să ajungeți în Parlamentul României? Pentru că, așa cum v-am spus și în prezentarea mea, cred că, în primul rând, am maturitatea profesională și experiența necesară și pentru faptul că acum am simțit că este momentul. Știți, ca fiecare simți momentul acesta. Eu acum am simțit că este momentul și că pot să am curaj în direcția aceasta. Pe de altă parte, nu știu dacă știți că în general se spune referitor la Consiliul Județean că este un fel de parlament județean, da? Ori ce carte de vizită mai bună să ai pentru Parlamentul României decât 4 mandate de Parlament Județean. Da. Apoi să știți că dorința asta a mea s-a suprapus cu propunerea partidului. Oamenii din echipa mea politică, din echipa cu care lucrez și cu care am muncit în toată această perioadă, pe zona de nord al județului Galați, de care am răspuns și unde am obținut rezultate bune și această echipă, cum spuneam, de oameni valoroși pe care eu îi prețuiesc foarte mult,
Am insistat și m-au convins că este momentul să fac acest pas. Și atunci, dacă a venit și din partea lor propunerea și iată că am și primit votul de încredere din partea Comitetului Politic al Partidului Social-Democrat, s-a și realizat. Știți că... Și sper să primesc, sigur, chiar dacă ocup un loc eligibil, eu sper să primesc și aștept votul de încredere al gălățenilor. Știți că parlamentarii, nu neapărat cei de Galați, ci parlamentarii în general, au fost parcă cei mai criticați dintre politicieni în general. Lumea își vărsa năduful asupra parlamentarilor. Ce fel de parlamentar veți fi dumneavoastră? Cât de implicat veți fi în problemele Galațiului și cât veți încerca să ajutați județul de unde, care vă va trimite practic în Parlament? Vreau să știți că, fără lipsă de modestie, eu pot să spun despre mine că întotdeauna am fost un om implicat 100% în ceea ce am făcut. Până acum am fost un om implicat 100% și pe partea de administrație locală și pe partea politică. Gândiți-vă că acum, dacă voi primi votul de încredere din partea gălățenilor și voi ajunge în Camera Deputaților, sigur că va trebui să mă retrag din funcția de director general și atunci 100% mă voi dedica problemelor de acolo din Parlament. În toată această perioadă de care v-am vorbit eu până acum, din cele 4 mandate de consilier județean, în toată această perioadă eu am ținut o legătură directă cu gălățenii, cu cei de la țară. Acolo mi-am desfășurat activitatea politică și mi-a plăcut să fac acest lucru. Sigur că am aflat nevoile lor și problemele lor și am încercat pe unele să și le rezolv și mi-am dat seama că poate dintr-o funcție mai înaltă, dintr-o reprezentare mai înaltă, poți să faci mai mult pentru ei. Eu voi continua, bineînțeles, să mă întâlnesc cu ei, tocmai pentru că vreau să fiu o persoană informată și, de asemenea, vreau să vă zic că împreună cu ceilalți parlamentari și împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu domnul primar al municipiului Galați, împreună, într-o echipă, și cu domnul Dan Nica, europarlamentar, într-o echipă îmi doresc ca împreună să susținem toate proiectele Galațului pentru a se continua procesul de dezvoltare al Galațului început în mandatul care a trecut. Și oricum mai aveți și un motiv personal, știu că fiica dumneavoastră stă în București și veți fi mai aproape de ea, nu veți vedea mai des. Fiu, da. Corectă și să spun că, sigur, va fi un avantaj pentru mine din acest punct de vedere familiar, să zic. Cum sunt gestionate problemele pandemiei în piețele gălățene, mai ales după aceste măsuri luate? Deci astăzi a fost o zi cumplită pentru noi și pentru mulți gălățeni, pentru comercianții din piață, pentru producătorii din piață, pentru noi, colectivul de la administrația piețelor. Pentru că am fost obligați, prin această hotărâre de guvern, să închidem piețele. Noi n-am înțeles de ce piețele trebuie să se închidă și supermarketurile nu. Eu nu văd nicio diferență între o hală închisă și un supermarket. Absolut nicio diferență. Și mai mult înțeleg că această hotărâre a actualului guvern a fost luată ca urmare a unor probleme întâlnite la Piața Obor. Ori este nedrept ca să iei astfel de decizii doar pentru că ai găsit niște probleme într-o anume piață. Eu m-aș fi așteptat ca cel mult să se înăsprească, să zic așa, măsurile. Pentru că, să nu uităm, piețele au fost deschise și pe perioada stării de urgență. Da? Și noi în toată perioada asta am încercat să respectăm toate măsurile de prevenire a COVID-ului, am încercat să suplimentăm toate lucrările și serviciile de curățenie, am încercat să păstrăm distanțarea, reconfigurând careurile acelea de tarabe, am luat efectiv toate măsurile necesare în așa fel încât să avem piețele deschise, pentru că am fost conștienți că este foarte important pentru ca gălățenii să se poată hrăni cu produse proaspete și sănătoase din piață, mai ales pe perioada asta de pandemie. Sigur că noi și eu personal înțeleg că trecem printr-o situație grea, deosebită, critică pentru noi,
datorită acestui virus și numărului de cazuri care se înmulțește. Noi și eu înțeleg acest lucru. De aceea, ca dovadă că, așa cum vă spun, încă de la intrarea în pandemie, eu împreună cu colectivul de la Administrația Pieților am acționat în sensul acesta de a respecta toate cerințele pentru prevenirea virusului și poate că mulți dintre gălățeni știu, poate și dumneavoastră, că am și ținut o permanentă legătură și am avut o permanentă comunicare cu gălățeni în sensul acesta. Adică atât pe pagina de Facebook al societății, cât și pe site-ul societății, dar chiar pe pagina mea personală, tot timpul am postat ce face și ce a făcut Societatea Administrației Pieților pentru a preveni acest virus, pentru a respecta toate condițiile cerute, în așa fel încât gălățenii să aibă și noi să le transmitem sentimentul de siguranță și încredere în noi, ca să vină să se aprovizioneze din piață. Ce să vă zic, noi n-am avut nicio problemă în toată această perioadă și am fost controlați și verificați. N-am avut niciodată nicio problemă. Nu s-a depistat că piața sau vreuna dintre piețe ar fi vreun focar de infecție. Și atunci care credeți că este substratul acestei măsuri? Mai mult, vă spun că părerea mea ar fi fost că era cel mai bine să se facă o comisie la nivel de oraș, formată din specialiști și în așa fel încât să fie verificate dacă se respectă toate aceste măsuri și poate eu zic așa, un poate îndoielnic așa, dar poate totuși din 12 hale cât are Administrația Pieților, poate găsea o hală care, în care era ceva ce nu funcționa și atunci totuși se închidea o hală și salvam pe celelalte 11. M-ați întrebat de ce cred că se întâmplă asta? V-am zis, în primul rând, așa am înțeles că această măsură s-a luat în urma problemelor întâlnite la piața Obor. Ori nu poți să iei o hotărâre pentru toate societățile de piață din țară doar pentru problemele pe care le-ai găsit într-un anume loc. Dar nu e de mirare cum acționează guvernul ăsta. Adică, ca să vă spun eu de ce acționează așa, cred că acționează într-un haos total, acționează clar, nu în, și pentru binele producătorilor, pentru că, în primul rând, vreau să vă zic că această hotărâre de guvern lovește foarte mult în producătorii agricoli, lovește mult în producătorii locali de brânză, de lapte, de ouă, de carne și, în afară de asta, lovește și în acei comercianți de pe piață, care știm sigur că se aprovizionau tot de la producătorii din Galați și aduceau fructe și legume proaspete pe piață. Deci lovește în afacerile locale, pur și simplu închidem piețele și transferăm vânzarea la supermarket, da? Ce se va întâmpla? Se vor aglomera supermarketurile, da? Păi motivul a fost că în piețe, așa am înțeles, că în piețe se spune că nu se prea respectă aceste măsuri și că afluența într-o hală nu poate fi verificată și că nu se poartă masca și că și mai ales pentru faptul că pensionarii și cei în vârstă care vin și cumpără de la piață plătesc cash și nu cu cardul. Păi, dar cine ne asigură pe noi că toți cei care merg la supermarket plătesc cu cardul, doar cu cardul? Și acolo cei mai mulți plătesc cash. Și acolo sunt clienți și acolo sunt gălățeni și acolo sunt persoane care plătesc în numerar. Nu, acesta este neapărat un motiv. Deci, în afară de faptul că au fost loviți comercianții, producătorii locali, colaboratorii noștri, dar au fost afectați și cei, acel segment de populație care venea și își făcea cumpărăturile din piață. Pentru că avem gălățeni, avem persoane cărora le place să vină să-și facă aprovizionarea din piață. Avem persoane care le place să-și aleagă produsul, le place să-și cumpere doar pentru cât este nevoie în ziua respectivă. Persoane care poate n-au un mijloc de transport să ajungă neapărat la supermarket și vin atunci la piața de lângă casă. În general, recunoaștem că segmentul acesta fidel al nostru
în segmentul ăsta fidel al nostru se înscriu pensionarii noștri și cei cu venituri mai mici. Deci sunt și ei afectați, pentru că vor fi nevoiți de acum să se ducă și să-și facă cumpărăturile din supermarket. Dar noi nu ne oprim aici. Așa cum ați întrebat, această hotărâre de guvern este una, cred eu, incorrectă, dar administrația pieților, împreună cu administrația locală și împreună cu domnul primar, a identificat soluții pentru de rezolvare, până când eu sper că se va schimba ceva, sper ca situația asta chiar să nu țină cele 30 de zile cât este prevăzut în hotărârea de guvern, sper să se revină la această hotărâre, pentru că sunt niște presiuni fantastice. În primul rând vreau să vă spun că Asociația Administratorilor de Piețe, din care facem și noi Piața Galați parte, a trimis un comunicat ministrului, primului ministru, și cu rugăminți și insistență de a se schimba ceva în sensul acesta. Noi vom identifica și am început să identificăm măsuri, așa fel încât să nu-i lăsăm pe nimeni dintre cei de care v-am amintit să nu-și poată continua activitatea. Vom identifica măsuri, știu, vom scoate tarabe afară. Am montat pe parcursul zilei de astăzi căsuțe pe care le-am avut în dotare. Am primit și urmează să primim de la primărie un alt număr de căsuțe pe care de asemenea le vom monta în Piața Țiglina 1, unde nu există efectiv platou care să-ți permită să scoți tarabele afară, și atunci am identificat un teren pentru a monta aceste căsuțe. Vedeți că a venit și temperaturile acestea scăzute și va fi foarte greu pentru ei să-și vândă produsele afară. Deci vom face tot ce se poate, chiar dacă această hotărâre de guvern nu este corectă, noi nu îi vom lăsa pe comercianții noștri și pe producătorii noștri și pe colaboratorii noștri. Vom găsi și vom identifica soluții pentru a rezolva această problemă. Am aflat că mai avem doar 4 minute din emisiunea noastră. Vedeți ce repede zboară timpul atunci când sunt prezentate lucruri cu adevărat interesante și importante. Cred că dureroase, în primul rând. Dureroase, vreau să vă spun că a fost o zi grea astăzi, prima zi în care trebuia respectat această hotărâre de guvern, și vă dați seama că n-am făcut decât să ne ducem în fiecare piață și acolo să stăm de vorbă și să găsim împreună soluții de rezolvare. Cred că weekendul acesta a fost pentru dumneavoastră o așteptare. Nu a fost weekend, pentru că, așa cum știți, hotărârea de guvern a fost publicată, dacă nu mă înșel, vineri spre sâmbătă. Deci noi sâmbătă am văzut și am aflat de faptul că purta data totuși publicării Monitor Oficial, data de vineri. Ca urmare ne-am și adunat ca să identificăm, să vedem ce să facem. Și plus că nu aveți niciun semnal că se va lua astfel de hotărâre. Nu, era evident. Dacă a apărut hotărârea de guvern în Monitor... Nu, înainte de a apărea hotărârea, nu ați avut vineri când am văzut că proiectul acela, totuși, asta vă spun că imediat Asociația Administratorilor de Piețe a și trimis un comunicat, adică noi chiar speram că vom fi luați în considerare. Și chiar speram că se va reveni la aceste decizii incorrecte. De ce ar trebui să voteze gălățenii candidații Partidului Social Democrat pentru Camera Deputaților? În primul rând, invit gălățenii să voteze Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat a fost întotdeauna aproape de oameni și de nevoile lor. Întotdeauna a contribuit prin măsurile luate la bunăstarea lor și la creșterea veniturilor. Dar, în primul rând, că Partidul Social Democrat are un program de guvernare, ceea ce eu n-am văzut nici măcar la Partidul de Guvernământ. Apoi avem o listă absolut deosebită cu oameni de toate pregătirile, de oameni tineri, mai puțin tineri, s-a îmbinat experiența cu tinerețea, avem specialiști pe sănătate, specialiști pe partea de învățământ și educație, specialiști în administrație, așa cum v-am spus. Deci, efectiv, suntem și Partidul Social Democrat a venit cu o echipă deosebită de oameni profesioniști pe care eu îi recomand din toată inima.
Și acesta este unul dintre motivele pentru care ați acceptat să fiți pe această listă. Păi sunt în, exact. Sunt în Partidul Social Democrat de 23 de ani, adică totuși sunt o membră fidelă și consecventă, n-aș fi putut să fiu în altă parte. Nu, mă referam aici la colegii pe care îi aveți. Aveți încredere și în ei? Sigur, absolut. Vreau să vă spun că eu îi iubesc foarte mult și sunt niște colegi valoroși și cu asta mă mândresc cu ei. Credeți că, și ultima întrebare, credeți că lumea va merge la urne pe 6 decembrie? Da, eu cred că vor merge. Pentru că lumea s-a săturat. De fapt, cred că 7 decembrie va fi turul de scrutin, nu? 6 decembrie. 6 da. Duminică, nu? Lumea cred că s-a săturat de măsurile și de haosul creat până acum în toate domeniile. Eu sunt convinsă că lumea va veni și va vota. Așa adică cum trebuie. Prevedeți o prezență la vot mai numeroasă decât la alegerile locale? Nu neapărat mai numeroasă. Nu neapărat, dar eu zic că oamenii vor veni. Și eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost alături de mine doamna Viorica Sandu, candidat din partea Partidului Social Democrat pentru Camera Deputaților a Parlamentului României. Aceasta a fost emisiunea Elector. Noi ne revedem cât de curând. La revedere! La revedere! Bună seara!